Mai avem mâine încă o zi în acest turneu, dar a fost pentru noi a fost o binecuvântare, căci am văzut românii care au venit într-un număr foarte mare la fiecare eveniment și am văzut cum oamenii au fost foarte atenți și au apreciat și au ascultat ceea ce am făcut. În urmă cu 30 de ani a fost un teren foarte greu. Foarte greu pentru că noi am venit din zona comunistă în care oamenii, guvernul a încercat să lupte împotriva bisericii și oamenii să nu fie uniți, să nu se adune împreună. Așa că au reușit oarecum într-o oarecare măsură să ne divizeze. Și dacă atunci mergeam și încercam să închiriem anumite spații, când le spuneam că vrem să facem o seară cu cântece creștine, aveam un refuz. Cam majoritatea le-am spus după aia că facem concert de muzică creștină și încetul cu încetul oamenii s-au deschis și chiar autoritățile au înțeles lucrul acesta. Din punct de vedere de asemenea logisticii a fost foarte greu pentru că de asemenea era un fenomen rar întâlnit, cam puțin sunt ceea ce fac, puțin sunt care fac ceea ce facem noi. A fost iar o problemă pentru că am fost tineri, am început la 21 de ani, eu aveam 21 de ani și pentru majoritatea nu prezentam garanție, greutate, stabilitate, dar am avut pe inimă și nu ne-am lăsat bătuți pentru că am știut că Dumnezeu ne cheamă să slujim pe El cu ceea ce ne-a dat. Și dacă suntem credincioși în lucrurile mărunte, va veni vremea când Dumnezeu ne va da alte lucruri mai mari și iată ne-am ajuns aici prin Harul Dumnezeu. Printre primele locuri în care frații Gorcea au ajuns cu ajutoare și au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în acest fel, s-a numărat și județul Hunedoara, mai exact Valea Jiului, atât de greu încercată în urmă cu 30 de ani. Știam de Valea Jiului, știam de oamenii de acolo, știam că și oamenii au lucrat la mine, erau undeva prin 93-94, chiar acolo am mers, a fost primele locuri unde ne-am dus așa, am o special cu ajutoare, dar pentru noi România a rămas și este în noi, chiar dacă locuiesc în Canada de 30 și ceva de ani, în fiecare an vin aici împreună cu soția și cu copiii, cu cei 5 copii, pentru că vreau să sădesc România în inima lor. Și este o bucurie și o mulțumire lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a ajutat în 30 de ani, în fiecare an, să facem lucrul acesta, cel puțin o dată, să revenim aici în țară și este extraordinar. Din 1993 și până în prezent, speranța a schimbat milioane de vieți. L-a adus pe Dumnezeu mai aproape de oameni prin cântări și mesaje ce au mișcat pe oricine. Turneul aniversar de anul acesta a reușit să mai adauge noi vieți pe lista celor ce trăiesc într-un Hristos. Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să venim și, din contră, vrem să avem o perspectivă mai mare, mai largă, să organizăm evenimente chiar la nivel de țară, unde să invităm pe toți românii să vină. Eu văd un stadion de câteva zeci de mii de oameni plin, cu oameni care vor să-L laude pe Dumnezeu și să ne bucurăm și în felul acesta. Cât Dumnezeu ne dă sănătate, mergem înainte și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și acest har de a compune, pentru că majoritatea cântecelor care le-am cântat, le-am compus cu ajutorul Dumnezeu și vrem să fim o sursă de inspirație pentru alții și să aducem o speranță prin cântece, prin mesaj, să spunem românilor că există speranță, există Dumnezeu. Există speranță pentru univers. Numai prin Iisus viața are sens.